Salutare, viitor trader! Ce faci? Cum ești? Ai înțeles cum stă treaba cu long și short și ce înseamnă risk-reward ratio? Dacă da, felicitări! Ai făcut deja niște pași imensi spre viitoarea ta activitate de tranzacționare. Astăzi o să vorbim despre niște elemente care îți pot eroda din profituri fără ca măcar să le conștientizezi. Este vorba despre comisionul brokerului, despre spread, punctele swap sau de slippage. Dar până acolo, să vedem mai întâi ce sunt tipsii sau tixurile, întrucât de acolo pleacă diferențele de preț. Azi avem ceva treabă, așa că ia-ți cafeaua sau ai la îndemână și hai să vedem care e treaba cu aceste mici detalii care însă pot face o mare diferență atunci când tragi linie la finalul unei tranzacții. Înainte să începem, aș vrea să-ți spun că tranzacția inițiată în clipul anterior pe Bitcoin s-a închis în profit, atingând targetul de profit setat de mine. Din păcate, contul demo era de $10,000, nu de $1,000, așa cum am crezut eu. Deci dacă aș fi pus corect dimensiunea poziției 1% risc pentru 2% reward, ar fi însemnat de 10 ori mai mult, adică $205,8 profitul. În fine, asta este. Hai să revenim la lecția noastră. Deci ce este un pip și cu ce ne ajută el? Pipsii sunt o unitate de măsură pentru schimbarea de preț în tranzacționarea valutară și nu numai. Acestea sunt cele mai mici schimbări posibile în prețul unui instrument financiar care se pot tranzacționa pe piața valutară. Pips sunt de obicei exprimați ca a patra zecimală după virgulă. De exemplu, dacă cursul euro-USD se schimbă de la 1.1234 la 1.1235, aceasta înseamnă că a avut loc o schimbare de un pip. În TradingView o să întâlnești și varianta TIX, care în principiu înseamnă același lucru, tot cea mai mică diferență a prețului unui activ financiar. De exemplu, dacă am alege să dăm o tranzacție pe petrol, pe un time frame mic de 1 minut, și decidem să zicem să cumpărăm 31 de loturi la prețul de $75,31, dacă setăm pragul de take profit la $75,95, asta ne va da o diferență a prețului de 64 de ticks, adică 75.95 minus 75.31 egal 64 ticks. Acesta ar fi profitul nostru, ceea ce echivalat în dolari ar veni $19,84. Riscul asumat ar fi de 31 de ticks, adică $9,61 echivalent. Ok, acum că am înțeles ce este un tick sau un pip, hai să mergem mai departe și să vedem cum ne pot afecta trade-urile diverse elemente adiționale de care de multe ori nu suntem nici măcar conștienți. Și am să încep cu spread-ul. Aminteam într-unul dintre primele mele clipuri despre cele două prețuri afișate de broker la orice instrument financiar, prețul bid și prețul ask. Am să reiau foarte pe scurt informația. În tranzacționare, prețul de cumpărare, bid, este cel mai mare preț pe care un cumpărător este dispus să-l plătească pentru un instrument financiar, în timp ce prețul de vânzare, ask, este cel mai mic preț pe care un vânzător este dispus să-l accepte pentru același instrument. Diferența dintre prețul de cumpărare și prețul de vânzare se numește spread. Altfel spus, bid și ask sunt termenii folosiți în tranzacționare pentru a descrie prețul la care cineva dorește să cumpere bid sau să vândă ask un anumit instrument financiar. În mod normal, prețul de vânzare ask este mereu mai mare decât prețul de cumpărare bid, deoarece vânzătorii evident doresc să obțină un profit, ceea ce se reflectă în prețul cerut pentru acel instrument financiar, iar cumpărătorii, ce vor ei, vor să plătească un preț cât mai mic, evident. Nouă ca traderi, nivelul spread-ului ne poate comunica mai multe lucruri, cum ar fi nivelul de lichiditate, nivelul de volatilitate din piață sau costul tranzacției. Și hai să le luăm pe rând. În primul rând, lichiditatea. Un spread mare
poate însemna volume de tranzacționare opuse, mici, adică o piață mai puțin lichidă, ceea ce înseamnă că ne va fi mai dificil să plasăm ordine la un anumit preț. În sens invers, un spread mic poate să ne arate volume foarte mari în piață și șanse mari ca ordinele noastre să se execute foarte rapid la prețul dorit. În general, în timpul sesiunilor majore de tranzacționare, cum ar fi sesiunea Londra, care funcționează între 9 și 17.30 ora României, sau New York, sesiune deschisă între 15 și 23.30 ora României, spread-urile sunt mai mici. Deci este în avantajul nostru să tranzacționăm, în special în cadrul acestor sesiuni mari de tranzacționare. Pe TradingView le putem vedea folosind indicatorul Market Sessions and Volume Profile, sau altele, sunt alte asemănătoare, dar pe acesta l-am folosit eu, bifând la setări Show Forex Sessions. Pe lângă nivelul de lichiditate din piață, spread-ul ne poate spune și nivelul de volatilitate din piață, adică cât de susceptibilă este la fluctuații mari de preț. Cu cât spread-ul afișat este mai mare, cu atât acel instrument este considerat mai volatil, dar are ca parte bună și un posibil reward mai însemnat. Dacă luăm de exemplu pe platforma MT4, perechea valutară euro-liră turcească, apropo de MT4, aceasta este platforma folosită de majoritatea traderilor profesioniști, o să vă prezint într-un alt clip. Deci dacă luăm acea pereche euro-liră turcească, o pereche forex mai exotică, să zicem așa, și deschidem o tranzacție de buy cu cel mai mic volum, care este de 0,01 loturi, observăm că din start avem un minus 6 dolari. Asta din cauza spread-ului imens de 12.000 de puncte, care face ca prețul de ask să fie mult, mult mai mare decât cel de bid. Astfel că noi plecăm la drum, să zicem așa, cu un minus care poate deveni foarte consistent dacă volumul este mai mare. Iată de exemplu ce se întâmplă la un cont de 1.000 de dolari dacă dăm un buy cu 0,05 loturi pe Palladium și nu suntem atenți la spread. Direct un minus de 40 de dolari. Abia am deschis tranzacția și avem deja minus 40 fără să facem nimic. Așadar, mare atenție la spread poate impacta serios un trade. Nu în ultimul rând, spread-ul înseamnă și profitul brokerului. Să nu uităm dacă brokerul este o companie. Ce fac companiile? Vor să facă profit, da? Deci o să ne taxeze cu diverse ocazii. Prima dintre ele fiind acest spread. Un broker îți va vinde moneda cu mai mult decât a cumpărat-o, iar când tu vrei să o vinzi, ei vor răscumpăra pentru o sumă mai mică decât aceea pe care o vor primi atunci când o vor vinde. Spreadurile din punct de vedere al unui broker pot fi fixe sau variabile. Cele fixe sunt oferite de obicei de brokerii de tip dealing desk, numiți uneori și market makeri, cum ar fi de exemplu brokerul FXCM sau IG Markets. Aceasta înseamnă că brokerul în sine este contrapartida tranzacției, adică tu faci, cum ar veni, tranzacții cu brokerul și nu se bazează pe afacerile cu alți participanți la piață pentru a plasa ordinele clienților. Acest tip de broker poate fi mai potrivit pentru traderii care au nevoie de mai mult control asupra tranzacțiilor lor, dar poate fi mai scump decât alte tipuri de broker care oferă servicii de tip No Dealing Desk sau STP, Straight Through Processing. Avantajul acestui tip de broker dealing desk este predictibilitatea spreadurilor, adică a costului tranzacției, dar un dezavantaj ar fi că în anumite situații, cum ar fi o volatilitate ridicată, brokerul, neputând să ajusteze spreadul, îți va bloca pur și simplu tranzacția la acel preț și îți va propune apoi un preț care evident o să te dezavantajeze. Și așa ajungem și la noțiunea de slippage. Adică acea diferență de preț dintre prețul dorit de trader atunci când a dat click pe inițierea tranzacției și prețul efectiv la care acea tranzacție a fost confirmată. Acest lucru poate apărea atunci când piața se mișcă foarte repede, sunt știri, se anunță ceva, dobânda de cheie sau așa ceva, sau când există un volum mare de tranzacții. În general, brokerii tip dealing desk care au control asupra ordinilor clienților sunt mai predispuși la slippage negativ comparativ cu brokerii STP, Straight Through Processing, care nu au control asupra ordinilor și trec ordine clienților la alți participanți la piață pentru a fi executate.
da, ok, cred că am vorbit destul despre spread-urile fixe, hai să vedem cum stă treaba și cu cele variabile. Așa, deci după cum le spune și numele, spread-urile variabile se modifică dinamic în funcție de condiții de pe piață. Brokerii tip STP sau No Dealing Desk sunt cei care oferă aceste spread-uri variabile, având mai mulți provideri de lichiditate și astfel costul spread este influențat direct de volatilitatea pieței, practic de cerere și ofertă. Îți recomand să vezi toate clipurile mele din acest playlist de la început pentru a înțelege mai bine și în relație toți termenii și conceptele. Și bineînțeles, dacă îți place, lasă un like și abonează-te, poate cine știe, o să găsești lucruri interesante și în clipurile următoare. Ok, ultimul concept despre care o să-ți vorbesc astăzi este swap-ul. Comisionul de swap se referă la costul plătit sau primit pentru a menține o poziție pe termen mai lung într-un activ financiar, cum ar fi o valută sau o materie primă. În cazul tranzacționării valutare, comisionul de swap poate fi calculat în funcție de diferența dintre dobânzile valutei de bază și a valutei cotate. Dacă dobânda valutei de bază este mai mare decât dobânda valutei cotate, atunci traderul va plăti un comision de swap. Dacă, în schimb, dobânda valutei de bază este mai mică decât dobânda valutei cotate, atunci traderul va primi un comision de swap. Comisionul de swap poate fi plătit sau primit în fiecare noapte în funcție de poziția deținută și de perioada de timp pentru care această poziție este menținută. Este important pentru trader să fie conștient de acest cost al menținerii poziției și să ia în considerare acest aspect în deciziile sale de tranzacționare. Iată, de exemplu, o tranzacție pe care o am în desfășurare și care are deja un comision de swap, pe lângă comisionul standard al tranzacției. În cazul metalelor și al valutelor, comisionul de swap este perceput de regulă miercurea, iar în cazul acțiunilor și al criptomonedelor, vinerea. Nu pot să închei acest clip fără a menționa posibilitatea de a câștiga din punctele swap prin așa numitul carry trade. Acesta se referă la a ține o tranzacție deschisă pe timp mai lung atunci când swap-ul este pozitiv, adică este creditat în contul traderilor. Atenție! Swap-ul pozitiv este de cele mai multe ori doar pentru long, nu și pentru short, sau invers. Deci verifică întotdeauna dacă ai swap pozitiv la long sau la short, da? Deci verifică punctele de swap pentru a fi în cunoștință de cauză. Poți câștiga din swap-ul pozitiv, însă pentru a simți ceva cu adevărat este nevoie de un cont măricel de o dimensiune semnificativă a poziției și de o perioadă lungă de timp în care poziția să rămână deschisă. Ok, cred că e suficient pentru astăzi. Sper că ai aflat lucruri interesante și că ai mai făcut niște pași în educația ta pentru toată viața. Până data viitoare, îți doresc spor la pipși și să ne revedem cu bine în clipul următor. Pa, pa!